Printre multele minuni pe care le-a făcut Mântuitorul, au fost și două mari minuni săvârșite asupra lucrurilor neînsuflețite, ca să arate ucenicilor și lumii întregi că El nu este numai om, ci Creatorul tuturor lucrurilor și Dumnezeu adevărat. O dovadă a puterii sale dumnezeiești este minunea despre care ne vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi. Am auzit cum Mântuitorul a săturat cu 5 pâini, 2 pești, 5.000 de oameni, afară de femei și copii. Înmulțirea aceasta a pâinilor a fost tot așa de minunată ca și prefacerea apei în vin la nunta din Cana Galilei, pe care bândul nuntașii s-au mirat cu toții de bunătatea, de dulceața și de gustul plăcut al acelui vin făcut de Mântuitorul din apă. Mare minune! La fel și aici, în pustie, când Mântuitorul a binecuvântat pâinile, le-a dat ucenicilor, iar ucenicii poporului, dulceața, bunătatea pâinii i-a îndestulat pe toți că s-au mirat de puterea lui dumnezească și toți, hotărâți într-un gând, voiau să îl pună împăratul lui Israel, fiindcă se îngrijea de nevoile lor și vindeca toate bolile. Domnul Iisus Hristos însă le spuse: lucrați nu pentru mâncarea ce pere, ci pentru mâncarea ce rămâne pentru viața veșnică și pe care Eu, Fiul omului, o voi da. Oamenii, văzând că Domnul Hristos îi trimite la muncă și că minunea cu cele 5 pâini, cei 2 pești, era spre învățătură pentru a crede în cuvântul lui Dumnezeu, l-au întrebat zicând: ce semn faci tu ca să credem în tine? Auziți, văzuseră minunea cu pâinile și întrebau ce semn se arate să creadă în El, că este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Hristos le spune și lor și nouă că El este pâinea care s-a pogorât din cer, că își va da trupul Său spre viața lumii, că cine va mânca trupul Său și va bea sângele Său va avea viață veșnică și că trupul Său este cu adevărat o hrană, iar sângele Său este cu adevărat o băutură. Și mai spune că cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine, eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana pe care i-a mâncat-o părinții voștri și au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, trupul meu va trăi în via. Domnul Iisus Hristos, înainte de a fi răstignit pe cruce pentru păcatele noastre și a toată lumea, în seara zilei de joi a înființat această taină mântuitoare a frângerii pâinii spre iertarea păcatelor. Sfânta Evanghelie spune: pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat lor zicând: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, sângele legii noi, care se varsă pentru mulți și pentru iertarea păcatelor. Observați cum a zis: acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. N-a zis Domnul Hristos că pâinea închipuie
și simbolizează trupul său sau vin în sângele său, ci că este trupul meu, adică trup adevărat. Deci prin rugăciune ne transformă pâinea și vinul în trup și sânge, chiar dacă în chip văzut își menține forma pâinii și a vinului. Domnul Iisus le-a poruncit apoi ucenicilor săi ca și ei să continue această transformare a pâinii vinului în trupul sângele său. Până va veni la a doua oară și fiindcă ucenicii nu aveau această putere, atunci Domnul Hristos le-a dat-o imediat după scularea sa din morți. Chiar în ziua întâi a săptămânii, duminică seara, când s-a arătat ucenicilor săi, le-a zis: pace vouă! Precum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceea a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt, celor ce veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ține, ținute vor fi. Iar ucenicii au transmis această putere harică altor creștini prin rugăciune și punerea mâinilor, și așa până în ziua de azi acești ucenici și apostoli, lucrători ai tainilor lui Hristos, pregătesc altarul bisericii, hrana cerească pentru viața veșnică și pentru iertarea păcatelor. Mâncarea scumpă și sfântă, trupul sângele Domnului Hristos, pentru cei ce vor să se mântuiască. Sfinții apostoli au umblat cu Domnul Hristos și au văzut minunile Lui. Au auzit propovăduirea, au crezut și tot ar trebui să fie împărtășiți. Vedeți? Nu le era de ajuns numai credința în Iisus, ci trebuia împărtășiți ca să fie vrednici de împărăția cerului, de Iisus Hristos. Sfinții mucenici au biruit tot până prin sângele Domnului Hristos, împărtășindu-se foarte des. O picătură din sângele Domnului, o părticică din trupul lui Hristos, dacă îl primim și ne împărtășim, dar cu vrednicie, atenție, cu vrednicie, ni se iartă păcatele, ne sfințesc și ne unesc cu Dumnezeu. Să nu avem pretenția ca această sfântă mâncare de taină să ne umple gura și pântecele, căci o singură picătură este de ajuns să ne sfințească, să ne curițe de păcate, așa cum o picătură de o travă, dacă am luat-o, ferească Dumnezeu în apă sau mâncare, ar fi de ajuns să ne ucidă trupul. Cu atât mai mult când luăm din sfințenia lui Dumnezeu, ni se sfințește toată firea noastră sufletească și trupească. Am auzit episcopi până acum că a ne împărtăși este o poruncă și bine este să ne împărtășim cu trupul Domnului dacă suntem vreni. Aceasta fiind de mare folos atât trupul cât și suflet. Dar ce ne facem că se ridică o mulțime de probleme? Căci diavolul nu vrea să-l lase pe om să folosească de darul lui Dumnezeu spre mântuire. De aceea el se luptă să ne rătăcească în diferite echipuri, încât să nu mai ținem seama că mai înainte de a ne împărtăși cu Sfintele Taine, ni se cade să facem o pregătire cât mai serioasă a sufletului nostru, pentru a putea fi vrednici de Sfânta Împărtășanie. Se potrivește în cartea bisericească numită Paterii despre un frate creștin care s-a dus la un părinte și plin de mâhnire sufletească i-a spus cu lacrimi că le ispitesc niște gânduri urâte, niște păcate învechite și nu-l lasă deloc, rugându-l să-l povățuiască. Ce să facă? Să-i spună cum să se curețe de ele. Sfântul Părinte a spus o pildă foarte frumoasă, plină de adevăr, ca să-l facă să înțeleagă și el și noi pricina acestei gânduri, de unde vin aceste gânduri.
Anume, pentru că s-a răcit în credință, pentru că s-a lenevit a se ruga, nemai arzând de dragostea creștinească pentru Dumnezeu, și a zis Sfântul Părinte: ai văzut, frate, când oala cu mâncare fierbe pe foc, nu se apropie de ea nicio muscă, nicio gânganie, dar de îndată ce nu mai arde focul, se răcește mâncarea, atunci toate muștrile, gânganile se apropie de vas. Așa și noi, dacă nu suntem fierbinți în rugăciune pentru Dumnezeu, și mai ales dacă nu facem fapte bune, cu credință, pocăință, se apropie multe de cele negre, care sunt duhurile necurate, ființa trupească, sufletească, prin fel de fel de gânduri, pofte otrăvindu-ne, mălipsindu-ne viața. Iată deci că Sfânta Împărtășanie nu putem să o luăm așa oricum, să fim neîmpăcați, neiertați cu semenii noștri, să fim urători de aproapele, cu răutate, și apoi să ne apropiem de Sfântul Sânge și trupa Domnului. Trebuie să ne cercetăm viața noastră. Și înainte de a ajunge la spovedanie și la Sfânta Împărtășanie, ne cercetăm ce fel de păcate avem ascunse, nespovedite, în mintea noastră mai ales. Să mergem la spovedanie. Acolo să luăm canon potrivit pentru îndepărtarea ruginii, apoi cu ajutorul focului ceresc. Rugăciunea fierbinte, să curățim vasul încât să se poată lipi de el spoiala albă, curată, frumoasă, adică Sfânta Împărtășanie. Avem printre creștini oameni care nu pun bază pe Sfânta Împărtășanie și pe spovedanie. Ei plâng și strigă: vai, a murit fără lumânare. Dar dacă moare fără spovedanie, fără pregătire, împărtășanie, nu se interesează mai presus de toate, pun lumânarea, că a murit fără lumânare. Poate să moară cu 100 de lumânări în brațe. Dacă nu se spovedește, nu se împărtășește, e vai de el. E greu de sufletul lui, focul iadului îl așteaptă. Așa că ori de veți mânca trupul Domnului și veți bea sângele lui în chip nevrednic, ori de nu veți mânca trupul și nu veți bea sângele lui, tot acolo mergeți la osândă. Dar da, de ce să iubim păcatul? De ce să nu-L iubim pe Domnul Hristos și poruncile Lui? Iubiți credincioși, să ne apropiem de Dumnezeu cu frică și cu cutremur, ca nu cumva să ne apuce moartea nepregătiți, cum i-a apucat pe mulți, să căutăm să ținem seama de poruncile lui Dumnezeu pentru a primi Sfânta Taina Împărtășanie. De aceea preotul trebuie să oprească de la împărtășanie persoanele cu păcate mari. Măcar un an de zile, cei care sunt, se dușmănesc, care nu se iartă, să vadă dacă s-au oprit de la păcate și alte grele păcate, să aibă timp să facă canonul primit de la spovedanie. Creștinul trebuie să împlinească acestea dacă nu vrea să meargă la pierzare, căci grozav lucru este a cădea în mâinile Dumnezeului celui viu. Ne vine poate și nouă, iubiți credincioși, rândul să plecăm. Așa cum le-a venit la mulți, fericită este moartea omului care pleacă pregătit, spovedit, împărtășit. E bine să găsim cât mai multe momente în care să plângem, să ne curățim sufletul plin de păcate. Căci de aceea Sfinții Părinți îndeamnă pe creștini la început și chiar le dădeau canon, mai ales celor tineri, să meargă la înmormântări, să meargă să vadă ce este omul,
să-și aducă aminte că urmează și el și să plângă, să verse lacrimi ca să-și curițe păcatele. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ești pâinea vieții, Tu care ești mana cea cerească, izvorul bunătăților, învrednicește-ne și pe noi să ne apropiem de Tine, de Sfintele Taine, cu frică și cu cutremur, cu pocăință adevărată, cu pregătire sufletească, trupească, să fim și noi cu Tine și aici, și sus în ceruri, în vecii vecilor. Amin.